Mirela Vaida, un nou incident în direct. Ce i s-a întâmplat în platoul emisiunii? Eu nu mai intru. Mirela Vaida a avut parte de un nou incident în cadrul emisiunii pe care o prezintă. Atacată de o femeie care a intrat goală cu un bolovan în mână, iar scena a marcat-o pe Mirela Vaida. De atunci, vedeta este mult mai atentă la siguranța ei pe platoul de filmare și nu numai. Cu toate acestea, ghinioanele au continuat să se țină după celebra prezentatoare TV. Miercuri, 22 decembrie 2021, Mirela Vaida a fost la un pas să-și prindă piciorul în poarta de intrare în emisiune. Ea și-a făcut prezența în platou abia după câteva secunde. Vedeta a evitat să se mai grăbească. În contextul în care în urmă cu câteva luni și-a prins piciorul în aceleași porți. Eu nu mai intru până nu se deschide, eu nu mai intru pe jumătăți de măsură că am mai intrat odată și știți ce s-a întâmplat. A declarat Mirela Vaida, în cadrul emisiunii pe care o prezintă. Agresoarea Mirelei Vaida a fost trimisă în judecată, dar nu pentru tentativă de omor. O instanță de judecată a luat primele decizii în cazul Antoanelei Grigoraș. Femeia care a intrat goală în platoul emisiunii prezentate de Mirela Vaida și a atacat-o. Ea va fi trimisă în judecată, dar nu pentru tentativă de omor. Și pentru că a intrat fără permisiune în platoul emisiunii pe care blondina o prezintă și pentru că a alergat dezbrăcată. Constată legalitatea sesizării instanței cu rechizitoriul din data de 14.06.2021 emis în dosarul de urmărire penală NR. ...3020/2021 al parchetului de pe lângă judecătoria sectorul 1 București, privind pe inculpata Grigoraș Antoanela Jacqueline. Trimisă în judecată pentru săvârșirea infracțiunilor de ultraj contra bunelor moravuri. Distrugere, tulburarea ordinii și liniștii publice și violarea sediului profesional. În baza acelorași dispoziții legale, constată legalitatea administrării probelor și a efectuării actelor de urmărire penală. Dispune începerea judecății cauzei privind pe inculpata Grigoraș Antoanela Jacqueline. Este decizia magistraților.